Clubul sportiv de arte marțiale Acvila Giurgiu, condus de profesorul Ion Chelu, nu renunță nici în acest an la tradiționala Cupa Acvila. În ciuda temperaturilor scăzute și a problemelor de pe drumurile naționale, aproximativ 200 de sportivi din toată țara sunt așteptați la una dintre cele mai importante competiții de jiu-jitsu din țară. Președintele și antrenorul clubului organizator, Ion Chelu, speră ca de anul viitor competiția să fie cuprinsă și în calendarul internațional. O competiție de tradiție, care sperăm că în viitor apropiat să introducem în calendarul sportiv internațional. Sunt sportivi foarte mulți, vor fi sportivi foarte mulți la această competiție, mai multe cluburi din țară. Din păcate sunt și trasee în țară, știți, din cauza vremii, care nu vor putea să-și facă prezența. Dar această competiție e foarte respectată și mulți dintre sportivi din țară vor să participe mai abitiv decât la campionatele naționale. Cupa Acvila este organizată în parteneriat cu Direcția pentru Sport și Tineret a județului Giurgiu, instituția urmând să ofere diplomele și cupele pentru câștigători. Evenimentul sportiv va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 9:30 în sala sporturilor Chauncey Hardy.